Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj va organiza în data de 25 septembrie bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Locația de desfășurare a bursei va fi Casa Armatei din sală, începând cu ora 9. Ca în fiecare an, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se desfășoară simultan la nivelul tuturor agențiilor pentru ocuparea forței de muncă din țară. Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare a tinerilor absolvenți din promoția anului 2015, nefiind excluse nici alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă în condițiile unei concurențe loiale și transparente. La acest eveniment sunt invitați să participe absolvenții de învățământ de orice nivel care doresc să se încadreze pe locurile de muncă vacante disponibile, precum și angajatorii care pot oferi locuri de muncă vacante. Angajatorii care doresc să participe la bursă pot suna la numerele de telefon 0260 612 463, 0260 616 317 sau pot lua legătura cu reprezentanții agenției prin e-mail agofm@sj.aneofm.ro.